Liderii politici ai Alianței Nord-Atlantice lansează astăzi Consiliul NATO-Ucraina. Secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, și președintele ucrainean, Volodymyr Zelensky, au avut o întrevedere cu puțin timp în urmă, chiar înainte de prima reuniune a Consiliului. Aliații propun un pachet multianual pentru modernizarea forțelor armate ucrainene și renunță la planul de acțiune pentru aderare. În acest fel, Ucraina obține o scurtătură. Planul reprezintă o serie de standarde militare și politice care au fost aplicate în alte state este europene înainte să fie acceptate în NATO. În același timp, președintele ucrainean Zelensky insistă pe garanții de securitate și o invitație clară din partea Alianței. Oficialii au lansat în deschiderea zilei a doua de summit principalele idei de cooperare NATO-Ucraina. Războiul din Ucraina are ramificații globale. Amenințările teroriste și cibernetice nu au frontiere, iar regimurile autoritare devin tot mai cooperante. Așadar, trebuie să rămânem uniți pentru o ordine internațională bazată pe drept. În primul rând, noi pachete de arme pentru susținerea armatei noastre pe câmpul de luptă. 2. Invitația NATO. Vrem să fim pe aceeași lungime de undă cu toată lumea și astăzi, ceea ce auzim și înțelegem e că vom avea această invitație atunci când măsurile de securitate vor permite. Da, deci vreau să discutăm cu partenerii noștri toate aceste lucruri și în acest fel vom lupta pentru aceste garanții de securitate, pentru Ucraina pe drumul său spre NATO. For Ukraine on the way to NATO.